Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox este Buna Vestire, Blagoveștenia sau Ziua Cucului, ziua în care Fecioara Maria a primit vestea că îl va naște pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este o zi foarte importantă pentru cei care țin postul Paștelui, astăzi fiind dezlegare la pește. Cine mănâncă pește de Buna Vestire va fi sprinten și sănătos tot anul. Tot astăzi de Buna Vestire tradiția spune că nu trebuie să ne certăm ca să fim feriți de necazuri tot anul. De Blagoveștenie, legea nescrisă din Străbun spune că nu avem voie să ieșim din casă flămânzi. În această zi este obligatoriu să se mănânce bine, să nu se simtă deloc senzația de foame și nimeni să nu iasă din casă cu stomacul gol. Buna Vestire este o sărbătoare a primăverii. Cucul cântă astăzi pentru prima dată în an. Potrivit tradiției, dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol în spatele omului, era semn rău. Există obiceiul ca în această zi de Buna Vestire să se numere de câte ori cucul își cântă numele, număr care ar descoperi câți ani mai avem de trăit.